Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la ultimul episod de pe Taimir, ultimul episod de pe Rift, ultimul episod de pe tot Taimirul. Băieți, astăzi terminăm ultimele două misiuni. Două misiuni secundare, este vorba de Pacific și de The Great Nomad. Suntem alături de Florin. Salutare, Florin. Salutare. Cu el o să încheiem, băieți, Taimirul. Florin o să se ocupe de acest tatarin, trebuie să-l scoată de acolo, să-l tragă puțin cu inciu până sus și să-i dea restore doar. Cam atât, văd eu, nu trebuie livrat nicăieri. Noi trebuie să ne ducem însă să luăm această remorcă cu key de reparație și să ne ducem tocmai aici sus la Lumber Mill și să reparăm acest Can Low 4 F, cum vreți voi să-i spuneți, care are nume ciudat. Lăsați în comentarii cum se traduce L-O-4-F. Hai să vezi ce tracție să fie cu canul ăla. De ce? Hai să pleci de acolo și o să vii cu el mlaștin în stânga jos. Al trag pe mine pe ăla, că ăla e micuț, nu ai probleme cu el. Mlaștin o să fie distracție. Da, băi, trebuie să reparăm și după trebuie să-l aducem aici la service station, unde este și acest Peco. O să fie interesant, îmi pare rău că termin sincer Taimirul, dar o să mai stăm de vorba așa la final, să zic mai mult, să prezentăm tot ce am făcut noi până acum și așa mai departe. Da, să-mi fac full-ul înapoi, că văd cât am stat de vorba aici, s-au consumat 7 litri și să plecăm full de aici. Era să le dărâm ăstora WC-ul. Aș vrea să mă duc pe aici prin pădurice ca să evit să înconjor, practic. Eram să aleg între Daniel și între Taiga. Și Florin a zis să iau Taiga, deci dacă se întâmplă vreo ceva din cauza la Florin. Eu sunt vinovat de serviciu. Da, eu am vrut să iau Danul, sincer, pentru că deja eram în el, pornisem, vedeam cu spatele. Și Florin a zis că nu. E lung rău. Ia Taiga. Și acum, uite cum am ajuns direct la asta. Hai că am ajuns foarte repede, băieți. Acum trebuie însă să ne facem un traseu, aia e problema. Ia să vedem să cuplăm noi. Sper să n-aibă probleme la punctul de cuplaj. În mod normal nu trebuie să aibă nicio problemă la punctul de cuplaj. Și nu are, e ok. Hai să ne uităm puțin pe hartă și să vedem pe unde putem ataca această zonă. O să mergem pe acest drum, băieți, ca să nu facem nicio... Pe aici oare să mă duc? Sau să cobor la vale? Aș coborâ pe aici, mă, băieți. Să încerc pe aici cumva și să văd dacă pot ajunge în zona asta. Abar nu am cum aș vrea eu să fac aici, sincer, dacă mă întrebați. Hai să urcăm pe aici, nu știu. N-aș vrea nici să risc atât de tare. Drumul este destul de lunguț. Aia e problema. Sper să ne descurcăm. Văd că am ceva de damage luat pe Taiga de data trecută de la misiunile precedente. Florin o să trebuiască să vină de pe Zimnen Gorz cu un nou set de reparații, de fuel și așa mai departe. Pentru că aici nu avem nici trailer store, nu avem nimic. Măcar de aveam un trailer store. Dar chiar pe partea asta nici măcar trailer store nu e. Nu e. Au pus două stații PECO care sunt aproape useless. Adică una era de ajuns. Au pus două, dar nu prea ai ce face cu două. Uite că acum a părăsit Quarry. Și acum intri pe Rift? Da. E mișcat cam repede, sincer. Mult prea repede. Hai să fac traseul, că nu mai mă duc. Nu te mai duci, eu? Nu, știi că de data trecută era să vreau storm pe ăla. Da. Că nu cape decât o mașinuță mică între bolovanii. Uite ce bolovan pe aici. Eu aș încerca totuși să mă bag pe aici, dar nu știu dacă reușesc cu asta. Oare reușesc? Între pietrele astea pe aici, tu ce zici? Să mă bag pe aici la vale și să tai drumul tot? Dar n-are rost, mă, că tot e aproape. Reușești. Și pe aici. Reușești, dar n-are rost, că e aproape și pe da, aici. Dar iau în stânga, că e mai da. Sigur. De aceeași distanță, dacă era mai mică distanța, da, așa n-are rost să mă complic. Hai, că a rămas și puțin suspendată, tai gata pe o piatră. Trecem acest pod improvizat, mamă ce frumos curge apa pe aici. Bă, băieți, bă, și urmează un live. Un live în care o să intrăm într-o nouă lume, în o lume a zăpezii și a gheții. Ne ducem la Moș Crăciun, practic. O să fie, nu o să mai avem 4 hărți, o să avem doar 2. Dar o să fie 2 hărți mari, 2 hărți grele.
cu misiuni mai grele, cu mult mai multe misiuni secundare și care misiunile secundare principale. Da, exact, și misiunile secundare sunt grele și ele, adică nu mai, adică sunt și misiuni mai ușurele, dar hărțile fiind în primul rând grele, fac și misiunile grele. Nu sunt drumuri ca aici, spre exemplu, că am mers dintr-o parte în alta pe asfalt sau pe drum de pământ tare, fără mlaștină, fără noroi și așa mai departe. Acolo, băieți, o să fiu adevărată nebunie, o să facem și live-uri, evident, cu misiuni pe acolo, dar în principiu, cutia asta de viteză lui Taiga mă termină de cap. O să ne vedem cu un live. Live-ul probabil că nu o să postez eu acest episod, este deja făcut. Deci intrați în rubrica de live-uri și uitați-vă când am descoperit noua mapă, practic, noua regiune, noua lume. Chiar sunt și eu foarte entuziasmat dinainte să o încep. Tot că am mai terminat-o, dar chiar și dacă aș termina jocul ăsta, sincer, total, 100%, m-aș reapuca de el. L-aș lua de la zero fără nicio problemă. Și am mai zis chestia asta, dacă o să apuc să termin vreodată jocul ăsta total, 100%, aș vrea să mă apuc de el, dar pe modul hard. Hai să reparăm și ăsta, e reparat, dă să-mi repar și mie Taiga. Și acum trebuie să dăm și niște fuel. Trebuie să dăm niște refuel în... target invers sursa și să-i dăm așa. Ok, o să las remorca în mijlocul drumului, mă băieți, pentru că nu mai am nevoie de ea. O să o lăsăm fix aici, în mijlocul drumului, pentru că nimeni nu o să mai treacă pe aici. Ok, diteci așa. Mai avem 202 litri. Și întrebarea mea e dacă ajung cu 200 de litri până acolo. În principal ar trebui să ajung, oricum îl avem și pe Florin pe hartă, care Florin o să trebuiască să termine, înaintea noastră cu siguranță trebuie să termine, că deja văd că a ajuns și acolo. Noi o să facem un mic traseu, un traseu care o să fie mai interesting, să zic așa. O să coborâm pe aici, o să mergem pe aici, nu mă bag prin zona aia. Iar de aici o să venim pe partea asta pe aici, pentru că vreau să pun și acest camion la treabă puțin, să arate și el de ce este în stare. Hai să îi dăm drumul la treabă, avem fix 200 de litri, eu zic că ar trebui să ne ajungă. Unde să trag ăsta mai aproape de mine. Hai mă, vină mai aproape, mă, zici că e copilul meu mai mic ăsta. Tu ai ajuns acolo? Fix. Patinez ca un... ce e nervant? Da, am ajuns lângă Tatarin, dar nu pot să urc un deal de pământ. Un deal de pământ? Da. Da, hai că am prins. Am prins într-un final, firar să fiu. Deci că e copilul meu mai mic. De... înțelegi? Canul ăsta. Și n-ai de ce să te tragi? A, da. Am reușit. Aveam un copac, dar nu prea... prea trăge. Bun. Îl dau de peș. La remorcă și mă să trag patarii de jos. Ce face, mă? Am dat revers eu din greșeală. Nu știam de ce o ia în spate. Doamne ferește. Ne băgăm pe aici la creație, mă băieți, prin aceste canioane, între ghilimele. Anyway. Dacă dau eu puțin așa. Ia să vedem, mă băieți, că vreau să fac o poză, pentru că știu că voi vreți poze multe, vreți poze multe, multe, multe. Nu mai știu care era, saturația era. Nu știu cum să fac poza ca să prind și mașinuța aia, că mașinuța aia e teroare, sincer vă zic. Foarte greu să prind și mașinuța aia. Canul ăla. Nu prea ne grăbim, mă băieți, pentru că noi terminăm foarte repede. Dacă aș da speedrunner, speedrunner, what? Ce am vrut să zic? Lasă-mă, mă, doar poza aia, dacă mai prindem un cadru mai interesant. Cu SnowRunner vorbesc numai runner eu la final acus. Sau speedrunner. Dacă am dat speedrun, da. Dacă am dat speedrun, mă, băieți, am terminat în sub 10 minute, sincer. Să fim tryharderi.
Dar conducem așa mai relax. Uite și o remorcă de la noastră aici. Asta e lăsată de la Daniel. Și intrăm și pe drumul ăsta mai problematic cât de cât. O să avem noi nicio problemă pe aici, cum zicea Florin. N-avem cum să avem probleme aici, că dacă avem probleme aici, aici lăs taiga asta, nu mai iau cu mine pe părțile următoare. Deci dacă taiga asta rămâne aici blocată, eu nu mai iau pe hărțile următoare. N-are voie să rămână blocată. Ia să vedem, mai facem o poză aici, mă băieți. Din cauza voastră fac poze, ca să știți. Pentru că voi m-ați obligat. Ați zis să folosesc, cum se cheamă, fotomodul. Oricum am văzut că de când folosesc fotomodul, sincer, sunt mai multe vizualizări la clipuri. Încep să apară banii la poze, nu? Probabil, nu știu, că oricum eu le pun și marcul meu pe poze ca să nu le fure alții. Probabil sunt mai interesante pozele, na? Nu știu ce să zic. Da? Cum sunt făcute mai pe grabă? O să zic și ție cum să faci pozele mai... ce se... Ai două setări pe care trebuie, ăla de field, știi, ca să nu se mai vadă în spate. Și să dai saturația. Să mărești saturația ca să se vadă mai frumos, știi? Și ție pozele mult mai faine. Bă, da, ești copil, dar haide, mă. Dar n-ai reușit să-l scoți? Nu, e groapă asta, hai. Gata. Eu mai am foarte puțin până acolo. Am ieșit și din mlaștine, dar nu știu ce mlaștine, zice că eu n-am trupit nicio maștine. Ori n-ai o misiune luată. O să vedem acolo la final, când le verificăm. Pentru că... eu am avut misiune, deci acolo. Vezi că mai e un scout în stânga jos. Să mai fie o misiune. Și e o misiune. Verificăm acum. Și știu că anul ăla mi-a cerut să-l duc acolo. E la albastru mic, nu? Da. Gata, mă, băieți. Am rezolvat și această misiune. Ia să apăsăm noi pe F4, era? Da. Ok. F4 și avem misiuni terminate 65 din 67 pe Taimir. Din 77 pe Taimir. Watchtower unlocked, ok. Upgrade unlocked 24 din 24. Misiunile. Acum nu știu câte din ele sunt din alea contra cronometru pe care eu nu le fac. Că alea nu sunt misiuni principale sau chestii genul ăsta. Sunt niște misiuni... nici secundare, nici principale. Acum nu știu tu câte ai avut, aia e problema. Ar trebui să verific eu. Uite că a tras ăsta tatarinul de acolo, cu trebuie să repare, mă băieți, și a terminat toată treaba. Trebuie să-i dea și combustibil și chi de reparații. Deci ai făcut bine că ai luat și combustibil. Deci am terminat 93% Michigan, 93% Alaska și 87% Taimiru. Acum să văd după ce termin tu misiunea aia, dacă se face 93 sau nu. Dar nu cred eu că se face 93. Nu-mi zic că n-am acceptat vreo misiune. Dar pe Rift eu nu văd nicio misiune care ar mai fi putut fi acceptată. Pe aici nu văd niciuna, sincer. Dacă nu, băieți, o să opresc filmarea și o să caut, să văd care e misiunea. Pentru că ăsta oricum o să fie ultimul episod. Adică azi o facem și pe aia dacă mai rămas vreo una. A rezolvat Florin și această misiune și ia să vedem acum cât avem. Avem 88%. Băieți, o să pun o pauză pe filmare și revenim să vedem dacă mai avem vreo misiune sau nu. În afară de alea contra cronometru, că alea noi nu le facem pentru că sunt niște misiuni mai mult pentru bani, alea, mai mult pentru alte chestii. Noi nu ne băgăm cu cronometre și așa mai departe. Revin. Bun, băieți, se pare că totul este terminat, totul este cum trebuie. 66 din 78 pentru că... Florinesc are 78 aici, nu 77, pentru că eu nu am luat o misiune din aia contra cronometru de pe Cori. De pe Cori, de la service hub-ul ăla central acolo, am descoperit doar una și erau două. Una era într-un colțișor acolo și eu n-am ajuns.
În rest, toate upgrade-urile sunt luate, toate watchtower-urile, toate misiunile principale și secundare sunt făcute. Ce nu am făcut sunt doar acele misiuni contra cronometru, care au fost mai multe decât pe Michigan și pe Alaska, tocmai de asta avem acolo 88%, iar pe Michigan și Alaska doar 93%. Sau poate am omis eu ceva, dar eu am luat fiecare mapă la analizat și eu n-am găsit nimic. Voi îmi spuneți în comentarii dacă am omis poate vreo misiune secundară, dar eu nu cred, pentru că am luat-o la puricat, să zic așa, am luat fiecare mapă, toate cele 4 mape, le-am luat la puricat și nu am găsit nimic. Acesta este riftul, băieți, completat. Remorci lăsate, camioane lăsate și așa mai departe. Remorcile o să fie lăsate aici cu siguranță. Acest ciment care a fost răsturnat de Florin, nu de mine. Ce răsturna, mă, Florin, atunci cimentul aici? Cimentul? Da. Ai răsturnat un ciment aici. Nu, tu l-ai răsturnat cu remorca aia de 5. Da, remorcile o să rămână pe aici, băieți, pentru că nu stau eu să le trag acum, să le duc pe altă hartă, să le vând și așa mai departe. Avem bani destui și mai avem camioane de vândut pentru bani, mai facem și misiuni pentru bani. Oricum n-ai ce face cu bani în jocul ăsta. Banii pe care îi faci din misiuni sunt mai mult decât suficienți. O să fac eu curățenie pe toate hărțile, o să iau toate camioanele și așa mai departe și o să le bag la garaj, o să le dau retain pentru că o să trebuiască să ne mutăm pe Cola Peninsula. Acesta este Drowned Lands, ia să vedem pe aici ce a mai rămas. A mai rămas un service trailer tot de al Florin. Da, dacă când o să ieși acum... Uite, asta e a mea, maintenance trailerul ăsta e al meu. Uite, avem un iar 87 lăsat pe aici, o remorcă lăsată pe sus, Antarcticul ăsta, mamă, ce acu țin minte misiunea cu Antarcticul, mă, băieți, de pe aici, de prin zona asta, cine e abonat adevărat, cu siguranță a văzut și clipul ăla. Pe Corey, ce amintire avem? Sincer, pe Corey nu prea am pățit nimic așa extravagant, s-a răsturnat Florin pe aici cu Taiga, ne-a mișcat noi greu atunci când am dus lemnele pe aici, pe lângă plajă, în rest nimic, prin Corey-ul ăsta aici, în Corey aici, în... gaura asta ce ne-a mai chinuit noi, în rest, Florin pe aici pe la podul ăla când se uita la mine și s-a răsturnat, iar pe Zimnengorsk, o mapă frumoasă cu triangulation-ul, cu scanarea pe care am avut-o și pe alte hărți, frumoase toate patru hărțile, însă data viitoare, băieți, pe live, intrați și uitați-vă dacă n-ați fost pe live, intrați în secțiunea de live-uri, pentru că când v-am zis că nu o să postez eu acest episod, cu siguranță am descoperit Cola Peninsula și Lake Covdul. Prima hartă de pe Cola Peninsula, cam așa arată la prima vedere. Nu se vede practic nimic. Nimic nu se vede. Doamne ferește, e negru tot, mă. Doamne. Vreau să intri puțin pe întuneric. Avem, o să jucăm probabil și pe întuneric, mai ales pe live atunci când facem descoperire. Avem doar 3 watchtower, băieți, doar 3, doar că mapa este foarte mare, credeți-mă că este foarte, foarte, foarte mare. Și foarte grea, pentru că e plină de zăpadă și de gheață. Plină de zăpadă și de gheață. Este și Lake Ovdul și Imandra. Două hărți foarte grele, băieți, cu misiuni interesante. Eu am fost Zai. Îi mulțumim lui Florin pentru ajutorul de pe Taimir. Cu siguranță o să-l vedeți pe Florin și pe Cola, pentru că vreau să-l văd acolo cum se duce pe sub gheață, cum se răstoarnă, cum de rage, cum ia cele mai proaste camioane. Nu-l... Să spuneți în rubrica de comentarii ce camioane vreți să ia Florin, băieți. Mai bune sau mai proaste? Chiar sunt curios. Eu aș zice să conducă cu internaționalul de pe Michigan, pe Cola Peninsula. Conduce. Nu uitați de like, băieți, comentarii și dacă nu sunteți abonați, subscribe și ne vedem la viitoare, mai bine. Pa, pa!